Așa, trebuie să mănânc la amiază. Restul lucrurilor eu ți le-am luat deja acasă, am să le arăt, dar acum vreau să mănânc ceva și am decis de ce să nu includ în alimentația zilei, acum cât sunt la muncă, să vă arăt, mai ales că a apărut ceva nou la Morrisons. Eu de la Tesco am gustat pieptul cel mai iute și m-am dus după cel mai iute piept de la Morrisons și am găsit și niște gusturi noi, dintre care unul iute, Sriracha Honey, toți știți sosul acesta Sriracha, cu miere de albine probabil și nu-i piept, dar pulpi. Așa, afumate, cu marinat de Sriracha și miere de albine. Avem chili, usturoi, ardei roșu, paprică. Da, să vedem, în caz nivelul 2. La Tesco doar tot era nivelul 2, la 2 se începe. Nivelul 1 nici nu există, există doar 2 și 3, asta e tot, mai multe nivele nu sunt. Și da, da, să vedem ce gust are. Oh, cum miroase. Piri-piri, acelea care am să mănânc acasă, după care și m-am dus, tot e nivelul 2. El cât de cât îs iuț. Ia? Arată așa. Gustos. Astea sunt noi. Astăzi au apărut, pentru că ieri am fost la Morrison. Ele nu erau. Sunt gustoase. Sunt iuț. În măsură. Eu de la Tesco care le-am gustat? Piri-piri. Dar la Morrison se numește piri-piri, care am să le gust acasă. Acestea, Sriracha Honey, sunt gustoase. Îmi place. La iuțală, într-adevăr, nivelul 2. Exact ca și piri-piri de la Tesco. Piri-piri de la Morrison, mi se pare că tot ar trebui să fie așa. A, apropo, dar n-am găsit într-adevăr cel mai iute. Acela e extra hot sau hot and spicy, ceva se numește. Acela e nivelul 3. Mai scurt, acolo am mâncat de vreo 2 ore acelea. Acolo muști. Sunt la fel. Piept de pui. Marinat. Dar nu știu, e făcut în cayenne, pepper, ceva acolo. Mai scurt, numai prima care o muște, apoi zbori în cosmos. E că acelea, într-adevăr, sunt sarate. Nivelul 3. Ok, ne vedem acasă. Acolo am mai multe acasă, nu doar piept. La Morrisons a apărut ceva nou. Bombay Chicken Breast Escalopes. E ca așa. Și am decis să-l testez nou. E piept de pui într-o marinadă de stil cum breastină, chili. Marinadă de curry cu nigella seeds. Haideți să vedem. Din seria gata de mâncat. Eu le-am mâncat pe toate de la ei regulat, dar astăzi când am fost, am văzut că au schimbat ambalajul și plus am văzut că cum miroase a care într-adevăr, că a apărut ceva nou și e piept de pui, nu bucăți, dar chiar filete la ei, de obicei totul e de asta, cum îi spune, e tăiat. Dar este chiar e întreg, oleu. Și-i tare pieptul, mă uit că. Ok, dă să gustăm. Mi-era interesant să gust ceva nou. Sriracha cu honey mi-a plăcut. Mie mi se pare că acelea nu era piept, dar era pulpi. Și mă gândesc că tandoori au fost înlocuite. Până mă era tandoori, dar sriracha cu honey chiar mi-a plăcut. Dă-ți vedem în marinada asta de curry. Da, semințele acestea de tip curry. Nu e rău. E gustos. Nu iute. Miroase curry. Interesant, îmi place. Nu e rău. Nu se dezamăgit. Chiar iute. E fix ca cum mâncam orez, curry, ceva de genul, sos curry, fix așa. E gustos, nota 8. Chiar îmi place, merge. Și așa e rumenit bine, e ca cel mai bine. Se vede. Super, poftă bună. Vreau să fac un test la niște gusturi noi de jeleu pe zero. Eu de la brandul Hartley's le-am gustat pe toate. La ei sunt clasice, zmeură, căpșună, portocală, acolo blackberry, da, simplu. Din toată seria asta, gama asta de căpșuni, și portocală, da, de fapt n-am spus.
De portocal merge și de căpșună, zmeură și restul, nici nu știe ce. Și ea că au scos niște gusturi noi și vreau să fac un test la ele. Ce avem? No, acesta nu e nou, dar e unul dintre cele care mie îmi place. Mango și fruct pasiune. Deci asta eu am mai mâncat. Acesta e gustos, îmi place. Dacă acestea sunt noi. Ruhab, încă blueberry and black currant, a finish ceva coacă neagră. Și ei și-o schimbat încă și în pachetare, înainte era un pic altfel. Nu-i rău. Simt coacă neagră, într-adevăr. Fiecare din toate acestea are 175 de grame și are 7-5 calorii, așa, sub 10. Cranberry and raspberry, da, avem ca zmeură cu cranberry mixat, tot e un fruct roșu, acșor exact ca zmeura. Pur și simplu am făcut combinații. Ia să vedem. Ok. Nu prea se simte niciuna, nici alta, dar nu e rău la gust. Blueberry and black currant, spune pe 7.5, este pe 7 cranberry and raspberry, pe 8.5 mango cu fructul pasiune. Avem, așa, zmeură, jeleu de zmeură și gogoș. Da, raspberry and donut. De să vedem și acesta, ce să aducă. Hai. Aia, acesta e gustos. Într-adevăr, simt ceva interesant. 8. Avem ruhab în custard. Custard e cremă, ouă, îmi place. Ruhab e ceva, asta, rădăcina de sfeclă roșie. Să vedem. Miroase plăcut. E bun, pe un 8. Bunicel. Și cherry bacon tart. Îmi place tartele astea black, cum e să știe, cherry bacon. Miroase foarte gustos. La miros e super. Și la gustul e bună. Cea mai bună. Asta și cu mango și fructul pasiune e cea mai bună. Un fel de apă dulce. Da, se primește că e un fel de apă dulce, doar că în formă de mâncare. Să te amăgești când mănânci. A apărut ceva nou de la Tesco și m-am decis de ce să nu gust. Foarte interesant, așa o serie de somon, da? Ele sunt toate la fel împachetate, doar că asta e de un gust, asta e de alta și de alta, arată toate la fel. Avem în interior... În toate absolut, somon, ulei, diferite condimente și deja în dependență de ce gust este, e aceea. Somonul e fără piele, așa că grăsimea are mai puțin ca de obicei. Aici avem cu lămâie și zeste dill sos. Este lămâie și, cum îi zice dill-ul ăsta, marar. Apoi avem un sweet chili, avem unul. Logic, chili și ceva zahăr trebuie să fie corect și sos teriyaki, teriyaki sos, e ca așa e scris. Da, 60% vine în toate absolut somonul, soy sauce și să facem un test. Pur și simplu m-am gândit de ce nu să iau să gust somon în sos fără piele, pentru că somonul obișnuit el are foarte mult grăsimi. Din cauza că el de obicei în piele, știi? Sau a fumat, nu știu ce fac ei. Op. Așa, deci. Avem... Deja îi simt mirosul de mărar. Eu, apropo, ador mărarul. Eu mă gândesc că ar trebui să-mi plac toate. Cât de cât trebuie să fie gustos. Somonul doar e gustos, el e pește gras. Și din pește, eu peștele nu prea,
Da, e ca somonul, da, somonul. Somonul, el se merită, pentru că el, într-adevăr, e gustos. Deci, am decis acesta să-l gust. M-am gândit să le deschid înainte, să nu pierd timpul acum, dar problema era că trebuia să le arăt. Dar nu era să arăt cutiile astea. Da. Și ele se deschid greu, că dacă... Cum greu? Ele se deschid ușor, dar mi-e îngrijă să nu plesnească. Un sară pe aici, pe tot, pereță, sară sosul acesta lor. Nu știu cum să arăt, că acesta e cu marar. Sper că așa un pic se vede sosul. Acesta e sui chili. Se vede chiar chili deasupra. Pur și simplu un sos. Nu știu, acesta deja e de soia, el e așa negru. Pur și simplu, el somonul, el e la fel, clar, cu pește roșu. Toată problema anume constă în, cum îi spune, în sos. Tot gustul vine din sos. Și deci să vedem mărar. Sosul e alb la mărar și cu lămâie. Da? Somonul, el e copt, nu e prăjit. Așa e roșu și e moale. Mie îmi place cel mai tare somonul afumat. Philadelphia. Ador mărarul. Sos alb, ca un fel de beșamel, numai nu gras. Și cu mărar, super bun. 8 jumate. Ne vedem cum e sosul sui chili. Trebuie să fie dulce și un pic așa iute, dar doar un pic, sui chilile nu-i tare. Foarte calitativ sosul. Și ăsta 8 jumate. Chiar aș spune chiar 9, dar nu 8 jumate pe toate. Ian, teriyaki. Teriyaki e sos de soia, doar că dulce, pentru că în comparație cu sosul de soia obișnuit, aici este miere de albine sau zahăr ceva pus, pentru că e același sos soia, doar că să nu fie așa tare sărat, îi pune zahăr, sirop ceva acolo și prinde gustos, mie îmi place. Foarte gustos, eu sunt mulțumit. Eu aș spune toate pe nou. Nu-i mare diferență, e pur și simplu însăși gustul la sos, dar mie îmi place foarte mult și nu regret deloc că le-am cumpărat, foarte încântat. Vreau să vă arăt de dietă la slăbire ce gustare mi-am găsit, sărat, dulce sau ambele combinate. Am dulceață de căpșună, fără zahăr, da? Ei, doar îndulcitor. E că aici. Doar îndulcitor, sorbitol, căpșună, piure de căpșună, adică tot e pachet. Și în loc de vreo 360 de calorii pline în zahăr, aici nu avem zahăr, 173 de calorii, asta e îndulcitorul. Este de zmeură, este de căpșună. Apoi, în loc de unt de arahide, am făină de arahide. Și acum am în loc de vreo aproape 600 de calorii, 550, am 440. Iar am vreo 50 de grăsimi, da, 13. Glucide 33, 14 zahăr, 17 fibre și 50 de proteine. Pe ferească, plin de proteine. Și acum am porumb simplu, fără nimic, pufuleț de porumb, fără zahăr, fără sare, fără nimic. Pur și simplu pufuleț. Iată. Calorii pure. Pur și simplu porumb 98% 0,8. Și 60 de grame. Da, el e umflat, el e mare. Poți aga. Ori cu apă mixez făina asta, normal, e trebuie mixat cu apă. Și așa și un de arahide, da, poți. Așa să moi. Da? Și aga. Ai cu pudră. E sărat pentru că are mult sare. Sau, de exemplu, poți să moi aici, în dulceață. Da? Asta. Dar poți în ambele să moi și să primești PB&J, Peanut Butter and Jelly, ca un fel. Crocant și gustos. Ori se arată ori dulce, ori combinat. Foarte gustos primești și puține calorii. Porumbul ăsta are puține calorii, nu are grăsimi. Aici avem proteine, aici avem să fie dulce. Gustare cu puține calorii, dar merge. Poftă bună. Vreau să arăt o masă foarte slabă în calorii. Sărat și dulce,
Ce am găsit eu când vreau să slăbesc, da, și să mănânc puțin, nu mai am mult calorii rămasă, e ca castraveț, da, murat, cu marar, sărat, dar calorii 23%. E cam aici aproape jumătate de kilogram, nu-i problemă, cu 100 de calorii prăpădite, jumătate de kil, nu-i problemă. Și mai am aici încă 100 de calorii. Varza iceberg, eu până acum o mâncam săratul, cu sosuri diferite care slabe în calorii, fără grăsime, da? Dar ea e fără gust, adică e varza, dacă goală mănânci, e nici sărată, nici dulce nu e. Și e că aici m-am gândit așa un bol enorm, l-am cumpărat. Vedeți, el aici încă și cu sos scurs și sosul se vede deasupra cu cafeniu. Am sirop cu 4 calorii pe 100, e că este de caramelă sărată, de la Skinny Zero Sugar. Și este de maple sirop, sirop de arțară. Și ia ca-l pun, da? Și primești cu varza iceberg, dacă n-are gust, ori cu sos sărat, ori cu sos dulce, și primești ca desert. Te umpli de jumătate de kilograme ca de varza iceberg. Siropul dulce, cu îndulcitor sucraloză, preferatul meu, îi dă gust de dulce, și aici sărat și desert, și ca aici 200 de calorii și vreo 50. A apărut un brand nou, Pop Works, ceva. Erau chipsuri de tortilla, de porumb, cu gust de care, sweet, dulce. Acesta e sweet barbecue, dar e protein și el nu-i din porumb și caloriile nu sunt standard, e ca 400 de calorii, 10 de grăsime, 50 de glucide, aici aproape 12 de zahăr, aproape 12 de fibre și proteine 25, pentru că avem proteină din soia, da, aici tapiorca și diferite condimente. Deci după macronutrienți, în loc de vreo 20 de grăsimi, de obicei cum e la popcorn, vreo 50-70 de glucide, cum era la celelalte, de exemplu, de porumb, da, care cu grăsimi numai și fibre, și avem mai multe, dar proteine în genere, 25. Da, zidem cum arată de soia, de sweet barbecue. Își arată din soia. Da, să vedem ce gust au. Parcă mi-aduc aminte cum arată cel din orez, așa, pufoasă. Sunt mai tari ca acele din orez. Acelelalte din orez sunt mai moi. Da. Sunt cam texturi ca cel de porumb. Dulce, afumat, așa. Crocant. Sunt bune. Dulce salat. Super bun. 25 proteine, soia, chipsuri de mai sănătoase, mai slabe în calorii, n-au 500, 400 și avem, în loc de multe grăsimi, avem proteine. Mamă, și câte crocante. Pe un 8 liber mărg. Ce mai mănânc? Și beau Pepsi cireaș preferatul meu, salată grecească, măsline feta, roșii, castraveț dressing light, varză, măsline de learung și fac din 140 de calorii vreo 120 și am două salate, e ca așa, de cartofi, dressing light, roșii cherry, ton, morcov, ardei gras roșu aici văd, așa, galben și la fel, calorii puține, 124 pe tot pachetul. Două, așa, super.